Bună ziua și bine v-am regăsit! Ne aflăm la poalele munților Parâng, în Petroșani. Iar aici vom cunoaște un om cu un nume predestinat la fapte mari, Avram Iancu. El este de altfel și primul român care a încercat să traverseze în not canalul Mânecii. Haideți să-l cunoaștem! Numele Crăișorului Munților, dar s-a născut cu un secol și jumătate mai târziu decât acesta. Avram Iancu al zilelor noastre este bibliotecar la Biblioteca Municipală din Petroșani și și-a pus în gând să înoate pentru România în canalul Mânecii. Ideea aceasta de a traversa canalul Mânecii mi-a venit în momentul în care am observat că niciun român nu s-a încumetat să traverseze în not canalul Mânecii, chiar dacă sunt deja 900 de persoane, peste 900 de persoane în întreaga lume, din peste 60 de țări, care au reușit lucrul acesta, un lucru deosebit de greu. Ca să fac o comparație pentru a vă da seama de complexitatea încercării, cel mai înalt munte, Everestul, a fost cucerit de 5600 de persoane, în comparație cu doar 900 de persoane care a traversat canalul Mânecii. Și atunci, analizând această situație, în calitate de român și cu acest nume pe care îl port, Avram Iancu, nu m-am simțit deloc bine, am fost rănit în orgoliu nostru patriotic, să zic așa, și am ajuns la concluzia că trebuie făcut ceva și din punctul acesta de vedere și am mers pe principiul acesta. Întreabă-te ce poți să faci tu pentru țară, mai întâi nu ce poate să facă țara pentru tine. Și am considerat că pot să fac lucrul acesta și m-am înhămat la acest proiect deosebit de complex din toate punctele de vedere. Când v-ați gândit prima dată la treaba asta? Când a început practic totul? Ideea, gândurile au început la sfârșitul anului trecut, iar din 3 ianuarie am început să mă antrenez în perspectiva acestui proiect, iar intenția efectiv am anunțat-o printr-o conferință de presă la Petroșani, chiar în locul unde lucrez, în Biblioteca Municipală Petroșani, în data de 21 martie. Cât v-ați antrenat pentru toată treaba asta? M-am antrenat foarte mult. Ca să ataci în not canalul Mânecii, să duci la bun sfârșit un asemenea proiect, trebuie să te antrenezi minim 6 luni cu o dedicare totală pentru acest eveniment. Așa cum am spus, antrenamentele au început în 3 ianuarie, deci imediat la începutul anului. Am început să mă antrenez, am alergat foarte, foarte mult în jurul Petroșaniului, pe traseele de munte din munții Parâng. Am mers foarte mult cu bicicleta, am așteptat să se dezghețe apele, după care în
2 martie, rețineți, deci în 2 martie am intrat pentru prima dată la apă, să zic așa, în lacul Știurț, unde o să vă invit să mergem, pentru că este foarte aproape de locuința mea. De am început să mă confrunt cu temperaturi de doar câteva grade, în perspectiva unei căliri temeinice, deoarece unul din dușmanii de temut în canalul Mânecii este temperatura foarte scăzută a apei, iar în condițiile în care trebuie să noți până la 15 ore, un organism necălit și un psihic necălit în sensul acesta nu poate să facă față. Deci antrenamentele le-ați făcut în lacuri reci, cu apă rece? Sigur că da. Unde ați deci mai fost? Foarte puțin am înotat în bazin, pentru că notul în bazin nu te ajută la o astfel de probă. Degeaba noți, acolo este temperatura foarte mare, este un mediu făcut de om, un mediu optim, iar canalul Mânecii nu este deloc un mediu optim. Este probabil cel mai ostil loc, cea mai ostilă traversare de pe planetă. De asta este și foarte căutat, foarte râvnit de mari notători ai lumii, notători care și ei, notători de performanță sunt, foarte mulți dintre ei au eșuat acolo. Încă din timpul antrenamentelor, Avram Iancu a reușit să bată un record. Am traversat foarte multe lacuri de acumulare din țară. Am început cu cele mai mici și am terminat cu unele dintre cele mai mari. Printre ele aș vrea să amintesc lacul Cinciș, lungime de 5 km, cel mai lung lac de la noi din județ. Am traversat lacul Snagov, în lungime de 15 km. A fost și aceea o premieră pentru România. Am fost primul român care a traversat acel lac în întregime, fără oprire și fără costum de neopren. După aceea am făcut o etapă de pregătire și la Marea Neagră, unde am înotat de la Olimp până la Mangalia și înapoi, peste aproape 20 de kilometri. Am înotat aproape 8 ore și acolo m-am acomodat cu apa sărată a mării. Iar apoi a început aventura. Canalul Mânecii, apa de acolo are o particularitate pe care n-am întâlnit-o nici unde în România, și anume salinitatea foarte ridicată. Spre exemplu, Marea Neagră are salinitatea de până la 17-18 la mie, iar canalul Mânecii are 34-35, adică dublu față de ceea ce am întâlnit eu aici cel mai rău. Salinitatea reprezintă și un avantaj, în sensul că există o flotabilitate mai mare, dar și un dezavantaj, deoarece înghiți involuntar în atâtea ore foarte multă sare, care clar dăunează organismului și performanței, iar acea flotabilitate, fiind un avantaj, este și un dezavantaj, pentru că te împinge foarte mult la suprafața apei și notătorul stă perpendicular, perfect orizontal, și atunci ești ca un tampon între aer și apă, iar zona lombară și tendoanele acestea coxofemurale suportă niște presiuni deosebite, și de asta am ținut să merg cu minim 20 de zile înainte. M-am antrenat foarte mult acolo, am parcurs în canal în antrenamente peste 100 de kilometri în aceste 20 de zile și m-am acomodat foarte bine și chiar am progresat foarte mult. Alături de Avram Iancu a fost și antrenorul său, Ioan Cordea.
atât la antrenamentele din țară, cât și la antrenamentele de acolo, v-a fost alături și un antrenor. Bineînțeles, distinsul profesor Ioan Cordea, antrenorul meu, profesorul meu, mentorul meu și prietenul meu de 24 de ani, a fost alături de mine și la bine și la greu. Fără dumnealui nu m-aș fi descurcat în această încercare și multe merite din tot ceea ce s-a făcut și realizat îi revin dumnealui, cu siguranță. După cele 20 de zile de antrenament, a venit și clipa cea mare. În primul rând a fost o lungă perioadă de așteptare până la desfășurarea propriu-zisă a încercării, deoarece nimeni nu poate să stabilească sau să garanteze o dată fixă a încercării, deoarece, așa cum am mai spus-o în nenumărate rânduri, în mare, în ocean, nu ne aflăm pe tărâmul omului, ci pe tărâmul lui Dumnezeu, iar cu Dumnezeu nu te poți spune. Trebuie să aștepți momentul potrivit pentru această încercare. Fereastra optimă în care eu am fost programat a fost între 2 și 8 august. Am fost 3 înotători pe acea perioadă. Din păcate, primele zile ale perioadei a fost cu condiții meteo nefavorabile și oarecum s-a cam strâns cercul așteptării pe doar câteva zile. Primii doi au prins condiții optime, extraordinar de bune de înot. După aceea iar s-a stricat o zi vremea și cu 2 zile înainte de a se închide fereastra aceasta de not, am fost anunțat de către pilot, de către oficiali, că în joia respectivă, în data de 7 august 2014, îmi vine și mie rândul să not. Ne-am bucurat tare mult, am fost puțin mirați de faptul că ne-au programat puțin cam târziu, la ora 7 dimineața, în condițiile în care ceilalți 2 sportivi au notat la ora 3:30 dimineața. Noi ne-am pus niște semne de întrebare, dar am zis că ei sunt specialiști, știu mai bine. A venit acea mare zi, acea mare dimineață, ne-am deplasat în port, ne-am îmbarcat, am început pregătirile acolo pe vas pentru traversare. Ați început de unde? Ați plecat de unde? Din ce punct? Din ce localitate? Între Dover și Folkestone. Este acolo o plajă celebră din punctul acesta de vedere. Nu știu acum să vă spun exact cum se numește punctul acela, de exact la jumătatea distanței între Dover și Folkestone. Iar punctul de sosire era? Punctul de sosire era coasta franceză, indiferent unde, dar ca punct de reper era Cap Griné. Am înțeles. A început efectiv traversarea, mă simțeam excelent, deosebit de bine pregătit și deosebit de determinat. Nici prin cele mai negre vise ale mele nu imaginam că nu voi trece, atât de puternic mă simțeam și numai că mă simțeam, așa și eram din toate punctele de vedere și am început să notăm. Bineînțeles că am trecut prin mai multe stări, în primele 4 ore mi-a fost foarte frig, acomodarea cu temperatura aceea foarte scăzută, 15, 16, 17 grade, este o temperatură foarte scăzută care duce la hipotermie. După 6-7 ore de înot poate să ducă la hipotermie dacă nu ești antrenat. Dar eu, cum am spus, m-am antrenat în ape foarte reci, chiar și în râuri de munte împotriva curenților. Deci n-a fost o problemă pentru mine temperatura, dar n-a fost nici o glumă. Deci m-am resimțit, am simțit din plin acest obstacol, dar
i-am făcut față. Cum s-a desfășurat traversarea? Aveați vreun moment în care vă opriați sau ați notat într-una? Vă mulțumesc pentru această întrebare și chiar vreau să clarificăm lucrul acesta, pentru că am auzit undeva că într-un ziar se scria că din 30 în 30 de secunde mă opream, mă urcam pe barcă, mă alimentam și coboram și iară continuam traversarea. Nu, deci nu ai voie nici măcar să te atingi de barcă. În momentul în care te-ai atins de barcă, notul nu va mai fi niciodată ratificat, totul se oprește acolo. Într-adevăr, notătorul, la aprecierea lui, își formează un program de alimentare. Eu mi l-am ales din 30 în 30 de minute, pe anumite considerente, nu vi le explic acum, dar la 30 de minute ne opream 30 de secunde, deci asta este pauza, să zicem așa, în care, bineînțeles, băteai apa să te menții la suprafață. Din vas, domnul antrenor îmi arunca bidonul cu băutură energizantă, 30 de secunde beam acea băutură energizantă, în jur de 200-250 de mililitri, îi dădeam drumul, îl recupera cu o frânghie și eu îmi continuam traseul. Deci la o jumătate de oră, 30 de secunde de pauză, impropriu spus pauză, pentru că e practic o oprire pentru a te alimenta, pentru că n-ai cum să noți toată ziua fără să te alimentezi. Cât timp ați notat? Am înotat 12 ore și 25 de minute, timp în care am străbătut 40 de kilometri în cap. În momentul în care totul s-a terminat, eu mă simțeam excelent, puteam să mai înot cel puțin 20 de kilometri după aprecierea mea, puteam să înot încă cel puțin 7-8 ore, fără nicio problemă, la felul cum mă simțeam. Tocmai de aceea, în momentul de față nu plâng, pentru că dacă cursa s-ar fi oprit datorită faptului că eu am cedat din punct de vedere fizic sau psihic, din diverse motive, în momentul acesta vă spun sincer că aș fi plâns și probabil că n-aș fi putut accepta această situație, acestui eșec sau semi-eșec, cum îl intitulez eu. Dar așa, sunt cu fruntea sus și mă simt excelent, chiar din punct de vedere mental, moral, pentru că am fost un învins fără să fiu învins. Decizia oficialilor de a opri cursa nu a putut fi contestată. Asta chiar dacă Avram Iancu mai avea foarte puțin până la destinație. Cât mai era până... Foarte puțin, foarte puțin. Deci, kilometri vorbind, eu am depășit cu mult distanța care desparte cele două maluri. Distanța cea mai scurtă dintre malul francez și cel englezesc este de 34 de kilometri în linie dreaptă. Ei, ori, eu în condițiile în care am notat 40 de kilometri, eu deja am intrat 6 kilometri în interiorul Franței. Din păcate am fost purtat de un curent foarte puternic, neprevăzut de puternic de către oficiali, mult lateral dreapta, punct din care ei au spus că este imposibil să mai ajung la Cap Griné. Ne-a fost greu să înțelegem și să credem lucrul acesta. Chiar înainte ca ei să oprească, să dea verdictul final, am avut o discuție de 5 minute directă între noi. Am întrebat dacă mai e posibil, eu deja luptasem de 3 ore în continuu, pot să spun că am sprintat 3 ore și eram dispus să-mi fac eforturi extraordinare, pentru că, așa cum am spus, aveam resursele necesare, dar ei mi-au spus că este imposibil și că n-are rost să mai fac aceste eforturi în plus, pentru că mă îndreptam spre Spania și nu spre Franța. Deci, practic, curentul mă purta în largul canalului și mă îndreptam spre Oceanul Atlantic. Credeți că dacă ați fi plecat mai devreme, poate nu prindeați curentul respectiv și ajungeați?
Dacă se dădea plecarea mai devreme, cum s-a întâmplat cu ceilalți notători din zilele precedente? Bineînțeles că acum noi ne gândim la multe și suntem îndreptățiți să ne gândim la multe și sunt convins că dacă altfel ar fi decurs niște lucruri care nu ne stăteau nouă în putință să le controlăm, poate că rezultatul ar fi fost altfel. Adică acum povesteam despre o reușită istorică a României în ceea ce privește traversarea nota canalului Mânecii. Acum toți ne întrebăm de ce ceilalți înotători au plecat toți la calapod la 3 jumate, iar pe mine m-au pus în not de-abia la 7 dimineața. Așa, în momentul în care m-au anunțat că nu mai este posibil să ajung pe malul francez, au invocat și faptul că peste oră va porni marea. Și adică prind refluxul care iar nu va mai permite să ajung niciodată pe malul francez. Adică voi nota pe loc, poate chiar și înapoi. Pe care, de altfel, dacă ați fi plecat mai devreme, nu l-ați mai fi prins. Bineînțeles că aș fi avut, dacă plecam cu 2 ore mai devreme, am fi avut 2 ore mai mult la dispoziție să mă lupt fără să mai prind marea. Iar așa cum m-ați întrebat mai devreme cât mai era, mai era foarte puțin. Deci noi pur și simplu ne uitam la casele de pe malul franțuzesc, mai aveam maxim 4-5 kilometri, să zic. Practic era o aruncătură de băți, mai erau 2 ore de not, maxim. Câțiva kilometri de malul francez, cursa s-a încheiat pentru hunedoreanul nostru. Nu ne venea să credem ce se întâmplă, chiar antrenorul meu, în momentul în care oficialii au spus că este imposibil de ajuns din punctul acela, le-a spus că elevul lui este în stare să mai noate cel puțin 10 ore din momentul respectiv, fapt pe care nici oficialii nu l-au contestat, pentru că vedeau că sunt în deplinătatea forțelor din toate punctele de vedere, dar din păcate au spus că este imposibil, pentru că pe de o parte curentul era foarte puternic, mă împingea lateral dreapta și chiar dacă reușeam să înving curentul, spuneau ei că va porni marea în maxim o oră, fapt care chiar pune capăt cu totul cursei. Deci a fost o conjunctură nefavorabile, mai mulți factori care au conlucrat în mod cu totul și cu totul negativ. N-ați fi avut cum să continuați fără acceptul lor, ca să zic ba așa? Da, poți să continui, dar chiar în cazul în care ajungi pe malul francez, niciodată nu-ți va ratifica cu succes tentativa. Deci în momentul în care ei spun că într-un anumit moment se încheie cursa, chiar se încheie din punctul lor de vedere. Cursa nu a fost ușoară. Omul a avut de înfruntat apa rece și sărată, curenții, dar nu numai. Sunt foarte multe meduze, am fost mușcat în ghilimele de meduze, deci am trăit pe propria piele și acest obstacol. Este foarte dureros, trebuie să ai o forță extraordinară și fizică și mentală, să treci peste cele 10 minute de amorțeală totală și de durere maximă, de paralizie în locul respectiv a mușchiului, temperatura, valuri, un mediu de stres continuu. V-ați gândit la o nouă încercare? E delicată această întrebare a dumneavoastră, pentru că revin la ceea ce am spus. Dacă aș fi eșuat pe mâna mea, sub nicio formă n-aș mai fi îndrăznit să mă gândesc la așa ceva. Dar știți cum este, e un principiu în viață. Când simți că poți și când simți că aproape ai făcut-o, dar din motive care îți scapă ție, totuși ai eșuat, bineînțeles că ești neliniștit și parcă ai vrea. Până acum n-am vrut să demonstrez nimic, dar parcă acum chiar aș vrea să demonstrez că se poate și că eu pot să fac lucrul acesta. Ca să continue, însă, are nevoie de sprijin financiar.
toată această tentativă costă, din punctul de vedere al unora costă foarte mult, este vorba de 8.000 de lire, din punctul altora de vedere costă foarte puțin. Acum depinde din ce unghi de vedere privim această sumă. Privind suma din unghiul de vedere a unui om simplu, bibliotecar, suma este imensă și eu n-aș putea să o repet. Și așa foarte greu s-au strâns cei aproape 7.000 de lire care au fost necesari acestei tentative. Dacă anul acesta ar mai fi posibil o tentativă, costurile s-ar reduce aproape la jumate, ar fi vorba undeva la 4.000 de lire întregul al doilea proiect, a doua încercare, deoarece s-ar elimina foarte mult partea aceasta de antrenament, deoarece eu acum sunt antrenat și știu exact despre ceea ce este vorba. În septembrie mai are timp pentru o încercare, dar nu și banii necesari. Dacă se găsesc oameni dispuși să îl ajute, Avram va mai încerca încă o dată. Până atunci, omul își petrece timpul făcând ceea ce îi place mai mult, sport. Sunt triatlonist de foarte, foarte multă vreme, de peste 15 ani, cu ștate vechi în această disciplină și de aici contactul cu natația, pentru că așa cum știți, triatlonul presupune o competiție care are în componență înot, ciclism și alergare. Da, merg foarte mult cu bicicleta, am participat la foarte multe concursuri de mountain bike, am participat la foarte multe maratoane de alergare și semi-maratoane, în special montane. Am participat chiar la cea mai dură competiție de anduranță din România, este vorba de Maraton 7500, care presupune parcurgerea 90 de kilometri în tot arealul munților Bucegi, cu urcare de 3 ori pe vârful Omu. Ce o competiție deosebită. Am văzut că ați obținut și destule medalii. Sigur, deci eu am deviza aceasta în viață. Da, este important să particip și asta o recomand tuturor oamenilor, în general celor care sunt sedentari. Da, apucați-vă de sport, renunțați la viața sedentară și participați. Asta este foarte important. Dar dincolo de această deviză, eu am avut o deviză. Participă și câștigă. Deci pentru mine podiumul este o senzație extraordinară și întotdeauna a fost un miraj și o luptă pentru podium. Și da, am urcat pe podiumurile la foarte multe competiții. Anul trecut chiar am ieșit de două ori campion la maratoane de ciclism montan, de două ori vice-campion, la alergare montană de asemenea, pe timp de noapte. Ba mai mult decât atât, sunt organizator de competiții. Am inițiat două mari proiecte în Valea Jiului. Primul, un concurs de ciclism montan intitulat Petroșan Bike Challenge, care chiar anul acesta, în 31 august, se află la a doua ediție. Apoi am organizat și un concurs de alergare montană pe timp de noapte în masivul Parâng, intitulat Parângul Night Challenge. A reușit să ajungă pe malul francez, dar și acest Avram Iancu a intrat în istorie. Până la urmă este o primă tentativă românească de a ataca în not canalul Mânecii într-o istorie de 200 de ani. Deci primul pământean a traversat canalul Mânecii acum 200 de ani, între timp au trecut peste 900 de oameni din 60 de țări, dar din păcate niciun român. Iată, anul acesta am avut o tentativă, zic eu, o tentativă bună care a fost aproape de o reușită.